La mijlocul acestei luni, statistica a anunțat o creștere a economiei în primul trimestru al acestui an. Anunțul statisticii a fost primit cu scepticism de unii, cu optimism de alții. În piața de publicitate, cum se simte evoluția economiei din ultima vreme? În piața de publicitate, dacă e să o luăm așa, să ne uităm global, total, nu prea se simte. Adică, în continuare, nu resimțim în bugetele de media o explozie de bunăstare a românilor. Nu. În cel mai optimist caz sau în cea mai optimistă interpretare, piața arată o stagnare a declinului. Bun, dacă asta ne poate bucura, e un semn bun. Dar, în continuare, eu cred că aceasta este noua normalitate. Adică nu mai suntem într-o criză, aceasta este noua normalitate, așa cum e acum așezat bugetul total la care ne uităm. Ce înseamnă normalitate? Normalitate presupune că oamenii implicați doresc să rămână lucrurile la fel. Nu vă așteptați la o creștere a pieței în perioada următoare? Cum vă așteptați să evolueze anul acesta? Ba da, noi ne dorim o creștere, dar trebuie să fim nici pesimiști, nici optimiști, realiști. Nu cred că va fi anul acesta un an de boom în industria noastră. Nu cred. Tradus în cheltuieli. Poate în anii următori vom experimenta niște creșteri, dar vor fi moderate și vor începe cu creșteri până în double digits, adică încet, încet și vom reconstrui. Și de ce vor depinde ele? Păi, economia în general, e legătură directă clară. Tradus în cheltuieli efective de publicitate, cum arată piața în momentul acesta? În continuare, pentru piața noastră de publicitate și de comunicare, televiziunea este mediul cel mai important. Vrem, nu vrem, televiziunea reușește să convingă cei mai mulți români. Mesajele brandurilor ating cel mai bine publicul țintă prin intermediul televiziunii. Adică, din punct de vedere costuri relative, televiziunea este încă cea mai performantă. Deci, da, televiziunea rămâne și convinge. Singura medie care crește este, bineînțeles, digitalul. Dar, încă o dată, vorbim de totuși volume foarte mici comparativ cu TV-ul și creșterea lor, chiar și dublarea, nu pot schimba topul mediilor. O altă agenție din piață, Initiative, a anunțat ieri propriile estimări privind evoluția pieței anul acesta. Vorbea despre o piață de 300 și ceva de milioane în general, de vreo aproape 200 de milioane în TV. Da, cam așa vorbim și noi. Suntem plus minus acolo și noi. Deci aveți aceleași estimări pe canale? Da, cam aceleași estimări. Uite, putem să dăm un exemplu la care putem să ne raportăm. Un exemplu de medie, TV, de exemplu, măsurată. CMI-ul raportează toate performanțele de afaceri. Dacă ne uităm pe ultimul raport CMI public, vedem că, Q1 2014, comparativ cu Q1 2013, arată din punct de vedere bugete strânse de pe piața de media, comparativ. Adică, și vorbim de CMI, cel mai important furnizor al nostru.